Salutare, dragi oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de World of Tanks aici pe telefon. Da, World of Tanks Blitz, să fim înțeleși, jucăm pe telefon fără niciun fel de problemă. Ne dorim și noi să jucăm și pe alte device-uri, dar din păcate condițiile nu ne sunt prielnice, așa că jucăm și noi pe ce se poate. De la ultimul episod, așa cum știți și voi, sunt foarte, foarte multe de făcut, dar vom vorbi imediat și despre următoarele planuri, pentru că momentan trebuie să luăm și noi puferul mare pe care l-am așteptat atâtea zile și ne-a dat fix nimic, iar celălalt mic a dat fix același lucru, nimic, doar niște... boosturi pe acolo. Ideea în primul și în primul rând este că trebuie să strângem diferența de bani de la 1,6 milioane până la 3,45 de milioane. Da? Va trebui să strângem diferența de bani. Deoarece trebuie să trecem la următorul tank pe linia lui T-32, va trebui să mergem după M-103. La M103 este foarte mult de lucru. După cum vedeți, am reușit de am deblocat cu experiența free pe care am avut-o șenile, motorul, turela cred că a venit cu ea gata deblocată și cred că putem să deblocăm noi acum următorul tun, după care trebuie să mai deblocăm această turelă, deci trebuie să strângem 28.000 de experiență free, să deblocăm și această turelă, după care va trebui să mergem să deblocăm și tunul de clasa 10. Deci mai avem de stat aici la acest tank, mai este un pic de stat, nu trebuie să ne grăbim, știți și voi că nu mă pot grăbi dacă vreau să fac ceea ce trebuie. După care vedeți și voi că în poveste mult mai este cum este vorba poetului și trebuie să avansăm. Ca și idee, ca și o știre nouă, ceea ce am observat eu aici, se pare că urmează un nou update cu tancuri cehești. Deci vor veni tancurile cehoslovace, vor fi băgate în joc într-un viitor mai mult ca sigur apropiat, vor fi introduse și ele. Se zvonise de foarte multă vreme faptul că vor veni tancurile cehoslovace. Se pare că a ajuns acolo, da, și vor veni tancurile cehoslovace. Despre tancurile cehești nu știu absolut nimic. Ideea este că spune istoria că atunci când Cehoslovacia a fost invadată de Rusia, a fost la foarte mare căutare tehnica și mecanica Cehiei din acea perioadă, da, când era aliată cu Slovacia și formau Cehoslovacia, da. Deci cehii și slovacii dispuneau de o mecanică foarte bine pusă la punct în ani și au fost la mare căutare din punctul ăsta de vedere. Altceva nu prea știu să vă zic, dar probabil vom învăța câte ceva și despre tancurile cehoslovace. În momentul în care ele vor fi introduse, atunci ne vom interesa mai tare și vom săpa un pic și atunci vom vedea cam ce va fi acolo. Aici o să mergem în dreapta. M103 s-a dus în stânga. Nu are rost să mă duc și eu acolo, pentru că nu este decât unul singur. Și cumva se știe că pe această hartă bătălia e pe partea dreaptă. Aici se duce măcelul. Da, să fim înțeleși, nu în altă parte, ci aici. Uite mă, Aricoșa din AMX 50-100, Aricoșa proiectilul, mai mare rușine, mă. Care 50-100 este un tank de carton, adică cam ca toate tankurile franceze, în afară de focă. Foca e foc. Asta e.
Mamă, ce-a dat ăla, de mi-a dat foc acolo, mă. Deci nu-mi vine să cred ce a reușit ăla acolo, de mi-a dat foc. Cu toate că T-32 este un tank destul de OP, ca să zic așa, ăsta a reușit acolo de a da și foc, adică, ok. Mă, am reușit un singur shoot, spre rușinea mea, n-am făcut mare lucru. Dacă câștigăm bătălia, cu siguranță nu va fi meritul meu. Tot ce am putut să fac a fost să-i țin acolo un pic pe loc, dar nu mare lucru. Dar știți și voi destul de bine, nu se poate tot timpul să câștigi. Am mai zis-o și am să repet, nu poți să ai pretenția să câștigi într-una. Ce chestie interesantă. Tancuri de clasă 10 în această bătălie nu sunt decât medii, ușoare și un TD-ul. Adică aia e tot. Tancuri heavy de nicio culoare. Wow. Iar ăștia au... au cheftainul de clasă 10, da? Bun, a intrat acolo, a intrat bine, s-a dus bine. S-a dus bine, a intrat bine în proiectul acolo. FV-ul la spot acolo și în partea cealaltă avem un FV, dar nu pot să ajung la el. Mama a dat 1130 într-un singur shoot, frate, deci nu vine să cred ce animal e FV-ul. Cum o să dai damage-ul ăla, mă, ți-e rușine, mă, serios acum. Dar deja ne-au încercuit ăștia, ce e vorbuș? N-ai cu cine să joci. Am reușit să fac și două misiuni. Ok. N-ai intrat, mă, uite-te și tu. Era roșu complet, frate, nu aveai unde să tragi. Deci nu aveai unde să tragi, efectiv.
Și era roșu complet și am câștigat bătăria, deci nu-mi vine să cred că am câștigat o bătărie. Și wow, 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 am câștigat bătăria. Deci nu-mi vine să cred, am ieșit pe locul, am și ieșit pe locul 3, unde mai pic, am și ieșit pe locul 3. Ce nebunie curată. Uite-te și tu asta cu Vickers. Deci Vickers, Vickers, V Vickers, nici nu știu cum se citește corect. 4600, ăsta e om de iem. Și n-am luat. A ieșit pe locul 2. STB-ul pe locul 3. Wow. Cheftaino. Da. O bătărie reușită, dar una peste alta o bătărie destul de ok, aș zice eu. Din punctul meu de vedere, o bătărie destul de ok. Pentru că s-a reușit acolo să câștigăm bătăria, chiar dacă eu sincer îmi pierdut speranța, bă, nu se poate, nu mai câștigăm nimic. Dar uite-mă că s-a putut. Deci se poate, când vrea se poate. Poate mai reușesc câteva bătării așa bune, să aveți și voi ce vedea. Să nu ziceți, bă, am intrat la ăla pe canal și nu am putut să vedem absolut nimic. Nu că ar fi vreun content foarte special, în general sunt foarte multe jocuri jucate pe telefon. Asta este, fraților, mai mult de atâta nu se poate. Nu este posibilitate mai mult momentan. Poate vom reuși vreodată să facem vreo schimbare. Nu promit nimic, dar dacă voi reuși vreodată să fac vreo schimbare, veți fi primii care va afla. Haideți înapoi aici la T32, acest an care mie mi umple inima de bucurie de fiecare dată când joc cu el. Nu știu ce să fac cu pingul, că este pingul un pic mare. Vă zic sincer că pingul este un pic mare. Internetul merge și nu merge, de fapt, și de drept. L-am văzut și mai devreme. Merge și nu merge internetul, dar nu am ce să-i fac, efectiv. Dar o să încerc să joc așa. Altceva nu este de făcut. Nu este nimeni care să atace pe partea asta? Ce? Deci nu a venit nimeni pe partea asta să ne atace. Wow. Unde să scriu acest lucru? Sunt acolo cu ES3-ul și nu a venit nimeni să ne atace. Mă, ăștia ce se întâmplă? Dar deja au murit doi de la noi, mă. Wow. Și ca să vezi și tu ce nebunia naibă. Ce lovitură am dat acolo pentru T-62? Nebunie curată. Așa, mă, unul din noi să se ducă după Type 62 ăla. Hai, mă, serios.
Este bine că l-am eliminat pe Type 62 de acolo, mă rog, nu eu, l-a eliminat AMX-ul, dar nu mai face atât de mult spot. Deci dispare, cumva dispare spotul. Și dacă până acum la lupta asta se putea câștiga, acum nu mai sunt de aceeași părere, dar rămâne de văzut dacă poate fi câștigată sau nu. Autul pula cu SU, ce se duce el? Și nu-mi vine să cred ce flăsărit ăla cu SU, unde să credeam în filme, ăla e tanchist adevărat, frate. Din păcate, au făcut băieții ăștia, dar și-au făcut treaba mult prea târziu. Multe tancuri premium în joc, da. Este greu când te duci să joci un tank normal, este greu să faci toți. Asta e. AMX-ul a jucat-o bine, bine, tare de tot. Mi-a plăcut cum a jucat AMX-ul. A fost activ. A fost activ, s-a mutat, s-a mișcat, s-a învârtit efectiv. Deci foarte, foarte activ AMX-ul. Este un coechipier care merită toate laudele. De ce nu? Dar dacă îi dă su una, îi plâng de milă. A făcut su, mă, adică rău, rău, AMX-ul rău. Rău tare de tot. Va pierde, dar va pierde cu coroana pe cap. Deci va pierde, dar va pierde cu coroana pe cap. A, absolut senzațional. AMX-ul a făcut o treabă excelentă. Nu-mi vine să cred ce treabă a făcut AMX. Băi, mă lași, mă. Nu pot să cred, mă. Deci nu pot să cred așa ceva. De ce AMX s-a rupt? Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Dacă câștigăm, AMX-ul e... Deci ce control incredibil. Ce control incredibil are AMX-ul. Nu-mi vine să cred. Ce control incredibil are AMX-ul. Nu-mi vine să cred, oameni buni. A rămas fără muniții. A rămas fără muniții. A încercat până în ultima clipă. AMX-ul a fost tătic. Bravo lui, un meci foarte frumos. Deci un meci, a și luat IEM-ul, bravo lui. Deci AMX-ul a jucat-o de nu s-a văzut. Deci la ce echipă a fost, AMX-ul a jucat absolut superb. Și Indienul s-a ținut bine pe poziție. Pentru mine acolo a fost o problemă, Indienul chiar m-a penetrat din toate punctele de vedere. Deci nu am avut ce să comentez acolo în fața Indienului. Dar mi-a plăcut meciul AMX-ul. AMX-ul a jucat de nu s-a văzut. Cu siguranță jucat după calculator. Nu poți să ai controlul la pe telefon. Nu cred că poți să ai controlul la pe telefon. Cel puțin asta e părerea mea, că nu există un control atât de bun pe telefon.
Dar a jucat bine, a jucat bine și mi-a plăcut ce am văzut acolo. Bravo lui. Oameni buni, dacă vă plac episoadele făcute de mine, nu uitați de butonașul de like, nu uitați de subscribe, dați și voi un share că nu vă costă nimic. Și dacă vreți să vedeți și alte episoade, nu uitați de clopoțel, neapărat acolo activați clopoțelul, să fiți notificați ori de câte ori postez cât un episod nou. Cam asta este aici, cam despre asta este vorba aici. Nu sunt decât jocuri pe telefon. Cam despre asta este vorba pe canal, cel puțin momentan. Am niște schimbări în cap, dar să le pot duce la îndeplinire, da? Nu știu dacă le pot duce la bun sfârșit. Și nu vreau să vorbesc fără să pot duce ceva la îndeplinire. O să încerc să văd ce pot face. Da? Am distrus și eu un T-49. Tu spotai, mă, panterul vieții. Serios? Ce era de recuperat. Și am reușit de l-am omorât și pe al cincilea și am câștigat lupta totodată. Parcă mi-a mai venit și mie sângele în obraj. Una peste alta, e o luptă ok, am avut 5 kill-uri. Asta este. Tigerul 2 și-a făcut și el treaba aici, a fost pe metereze, va primi efectiv player, adică a fost o luptă bună. Oameni buni, haideți să mai facem una repede, după care ne vom opri aici, pentru că voi nu știți, dar la mine este destul de târziu. Acest episod nu va intra decât mâine, după ce voi termina cu el și voi îl veți vedea când veți dori voi. Dar este destul de târziu,
Este pe 1 ceasul la mine. Deci trebuie să mă opresc și eu aici, pentru că mâine mă așteaptă și pe mine o zi nouă și nu am ce face. Bun. Aici, pe harta aceasta, voi merge pe direct pe mijloc, da? Direct pe mijloc acolo și voi încerca să spătesc cumva. Să vedem dacă reușim și ceva lovituri de aici. Este destul de greu aici pe harta asta să reușești și ceva lovituri, dar să sperăm că vom reuși. Da? Nu știu buldogul. Deci a fost distrus buldogul acolo. Am făcut bine că l-am spotat. Și acum am început eu să-mi fur damage. Bun. Centurionul a fugit acolo lângă Scorpion. S-au dus acolo și atacă KV-5-ul, nu? În bază. Trebuie mare, mare grijă la... la tankurile astea. Deoarece sunt destul de periculoase ambele. Atât Tiger-ul cât și Scorpionul. Scorpionul este unul dintre tankurile care, vă zic sincer, că mi-ar place să-l amână în listă. Tocmai s-a retras acolo. Deci o luptă câștigată destul de ușor. Nu am făcut mare lucru aici, dar am rezistat cumva și am spotat. Cred că am făcut un pic de spot acolo. Da? Deci nu l-am spotat decât pe Centurion. Și cam atât. Și damage cu Tiger-ul și cu Scorpionul, dar asta este, atât s-a putut. Este și destul de târziu, sunt și eu obosit. Am făcut cam tot ceea ce s-a putut. Vom mai face și alte episoade, dar asta numai de mâine încolo. Eu vă doresc o noapte ușoară și vă zic noapte bună. Nu uitați de rugămintea mea, like, share, subscribe și clopoțel, și până data viitoare, să auzim numai de bine. La